găsit la o nouă ediție a emisiunii Un Plus pentru Educație. Astăzi vă propun o carte pentru copii, iar alături de mine se află, bineînțeles, autoarea acestei cărți, doamna Gabriela Cristina Hale, și un reprezentant al Bibliotecii Județene Lucian Blaga din Alba Iulia, doamna Cristina Smadea. Vreau să începem prin a le spune bine ați venit în cadrul emisiunii doamnelor. Și fiind vorba despre o carte adresată copiilor, lansarea acesteia a avut loc în cadrul unei grădinițe, grădinița Dumbrava Minunată din Alba Iulia. Aș vrea să începem emisiunea de astăzi printr-un scurt interviu cu autoarea acestei cărți. Vă spuneam bun venit în cadrul emisiunii. De ce o carte pentru copii? Mulțumesc în primul rând de invitație și mă simt onorată să fiu la lansarea primului volum De ce o carte pentru copii? Păi dacă uităm să fim copii, cred că nu mai existăm. Și întotdeauna mi-am dorit liantul între părinți, copii, familie, bunici, chiar grădiniță sau mai departe, școlile următoare pe care le frecventează copiii noștri, să ne aducă întotdeauna un plus de bucurie, un plus de legătură și un plus de fericire, de ce nu? Eu sper din tot sufletul să nu uităm niciodată să râdem, în fiecare zi să ne bucurăm unii pe alții și să ne aducem aportul chiar prin felul nostru personal, pentru că nu toți oamenii sunt la fel, nu toți copiii sunt la fel, la binele tuturor. Mulțumesc pentru gândurile bune pe care ni le-ați spus despre această mică broșură. Aș vrea să întreb și pe doamna Cristina, deschiderea dumneavoastră către autorii de carte din Alba Iulia și nu numai, este bine cunoscută de noi, chiar de toți cei care încercăm să vă trecem pragul bibliotecilor și să răsfăim de când de când câte o carte. Cum au perceput copiii de-a lungul anilor aceste mici cărți care sunt apropiate pentru ei și recomandările cele mai bune, cred că vin tocmai din partea dumneavoastră? Copiii întotdeauna se bucură de orice, dar noi vrem să-i atragem foarte mult către carte. Cartea este extrem de importantă pentru educația unui copil. Prin ea se formează, prin ea devine un matur educat care este pregătit pentru societatea nu numai din ziua de azi, ci din totdeauna. Și atunci copiii se bucură, mai ales când este o carte veselă, colorată, cu voie bună, cu poezie, cu joc. E o bucurie pentru copii și noi sperăm să ne păstrăm bunul obicei de a face bucurii copiilor prin cărți. Ați făcut într-adevăr o invitație celor mici să vă treacă pragul bibliotecii. Se scrie carte pentru copii? S-a mai scris în ultima perioadă? Care este frecvența acestor apariții? Acum nu am contabilitate. Cele pe care le lansați oarecum dumneavoastră ca și instituție? La târgul de carte s-a lansat o carte pentru copii, nu mi-aduc aminte acum titlul, a Mihaelei Lunca, profesor la școala din Galda de Jos. A mai fost Elena Cristea cu Jocul Norilor, o altă carte pentru copii. Deci chiar în ultima perioadă a fost așa o afluență de carte pentru copii, care zic eu că este una benefică și să sperăm că se continuă în maniera aceasta. Și iată, Gabi vine acum cu o nouă ofertă și o nouă provocare, să sperăm că o continuă și în continuare să oferim copiilor cât mai multă carte, cel puțin din partea autorilor de aici, din Alba. Altfel, gama este extrem de bogată și de aceea spunem tuturor să vină în bibliotecă, pentru că avem cărți foarte frumoase pentru copii, și să vină să le răsfoiască, să le citească, pot să vină să și coloreze. Deci suntem deschiși și de-abia îi așteptăm, că ne sunt foarte dragi. Da, biblioteca în general s-a transformat într-o sală, să-i spunem, interactivă, în care copiii vin și participă fie la o lansare de carte, fie la o prezentare prin film sau la întâlniri cu autorii. Am participat, am urmărit toate aceste lucruri. Vă invit și pe dumneavoastră, cei care ne urmăriți, să vedeți câteva imagini de la lansarea acestei cărți. Eu sunt Cristina, pentru toți copiii, da, de la Biblioteca Județeană. Voi ați fost vreodată la Biblioteca Județeană? Da! Deci cine a fost? V-a plăcut la bibliotecă?
Așa, și le povestiți și celorlalți cum a fost, ca să vină și ei, obligatoriu, da? Toți copiii să vină la bibliotecă. Ce este acolo în bibliotecă? Ce ați găsit voi? Cărți! Ce fel de cărți? Cărți de citit cu ce? Cu po? Și cu poe? Și cu poezii. Vă plac poveștile și poeziile? Vai, dar îmi place cum sună așa hotărât, că vă plac poveștile. Ei, noi astăzi am venit și cu o carte, cu poezioare, dar și cu un scriitor, ca să zic așa. Ce este un scriitor? Cine îmi spune? Un domn sau o doamnă, da? Un domn sau o doamnă care scrie povești și poezii. Iată, noi v-am adus astăzi, zice așa, floricele aurii pentru cei mai dragi copii. Voi sunteți cei mai dragi copii? Da! Ai cui sunteți voi cei mai dragi? Cine vă iubește mult? Mama. Așa, și doamnele educatoare care, nu, vă învață multe lucruri frumoase. Și pentru că și noi vă iubim și vrem să iubiți și voi cartea, am venit aici cu poezii și cu o altă prietenă de-a noastră, care se numește Gabi. O să vă spună ea mai multe despre carte și să vă pregătiți dacă vreți să o întrebați ceva, da? Este aici și să o întrebați. Gabi, ia spune-ne tu, ce-i cu povestea asta minunată de aici, cu floricelele astea aurii pentru dragi copii? În primul rând, bună ziua și vă salut cu drag, eu sunt Gabi. Pentru toți prietenii și voi deja cred că sunteți prieteni cu toții. Cartea, în primul rând, aș vrea să fie un liant între părinți și copii, bunici și copii. Să nu uităm niciodată că dacă nu suntem prieteni cu ei, o să-i pierdem. Și atunci, în numele prieteniei dintre copii și familiile lor și cei dragi, m-am gândit să scriu o carte care se numește, cum a spus și colega mea Cristina, Floricele aurii pentru cei mai dragi copii. O să vedeți, este pe lângă un volum de poezie și o memorie, o amintire care poate fi păstrată chiar pe tot parcursul vieții. Am vrut să nu uităm niciodată să fim copii, să nu uităm niciodată să zâmbim și să ne facem bucurii unii altora. Cred că este cel mai important și face parte din magia prieteniei, a familiei, a iubirii. Eu vă doresc să fiți fericiți și iubiți toată viața. Preșcolarii de la grădinița Dumbrava Minunată, care au participat la lansarea cărții Floricele Aurii pentru cei mai dragi copii, ne-au împărtășit cu sinceritate impresiile lor legate de experiențele trăite în cadrul grădiniței sau chiar mai mult, ce își doresc să devină în viitor. Pe scurt, am primit răspunsul la deja tradiționala întrebare: ce te faci tu când vei fi mare? Cum te cheamă pe tine întâi? Bian, Diana, Monica. Bravo, Monica sau Diana, cum îți zice mama? Diana. Diana. Ce ai vrea tu să întrebi pe Gabi? Când am făcut serbaria, am primit o notă de ziua păsărilor, da, și o notă de ordonarea copiilor. Da, și ce notă ai primit? Ai primit 10, să înțeleg. Deci tu ai vrut să ne spui că ai primit nota 10. Ți-a plăcut, da, poezia? Da. Bine, Diana. Mulțumim. Tu ce vrei să zici? Ia. Luca Dar Floria. Și eu sunt om de știință. Ia auzi, adică ce înseamnă așa, asta? Om de știință. Și ce înseamnă asta? Dacă tu ești om de știință, cercetezi ceva, înveți ceva, ce anume îți place în mod deosebit? Dar pe Gabi vrei să o întreb ceva? Da. Ce vrei să o întreb pe Gabi? Ești cel mai bun om de știință. Tu ești cel mai bun om de știință. Dar poezioara ți-a plăcut? Uh-huh. Bine, mă bucur. Tu ce vrei să ne spui? Că sunt constructor de robot și construiesc un robot care va fi profesor. Un robot care va fi profesor. Măi, dar voi sunteți aici unul și unul. Sunteți aleși. Tu ce vrei să ne spui? Vrei să o întreb ceva pe Gabi? Eu după aia. Da, mi-am cum a scris poezii. Dar tare, ia spune!
La ce s-a gândit, doamna, când a compus poezia? O întreb eu pe Gabi pentru tine, da? La ce te-ai gândit când ai scris poeziile? Ia, da-ți, te rog să ne spui numele, scuză-mă. Eu sunt șefuia Nuții Oane, aveți Petru și am 5 ani. Mulți înainte, Ionuț. Deci pentru Ionuț. Mulți înainte. De ce ai scris poeziile? În primul rând, pentru a nu uita niciodată să râd, să fiu copil și să nu-mi pierd niciodată legătura cu realitatea. Vreau să vă spun că toți copiii ne țin în priză și în prezent. Prin ei știm tot ce se întâmplă, doar trebuie să avem răbdare, să-i ascultăm, să le dăm credibilitate și să fim tot timpul alături de ei. Dezinvoltura și frumusețea specifică vârstei copilăriei au cuprins în întregime evenimentul și astfel sesiunea de autografe a fost una care a pus la grea încercare imaginația autoarei care a vrut să personalizeze fiecare semnătură acordată impresionantului auditoriu. Cei mai îndrăzneți prichindei au oferit celor prezenți în sală chiar și un cadou muzical, iar mini-spectacolul improvizat de ei a întregit astfel evenimentul dedicat micilor cititori. Floricele aurii pentru cei mai dragi copii. Este vorba despre cartea adresată celor mici, la care am urmărit și noi câteva cadre. Va juca pe dumneavoastră ca și autoare să îmi detaliați câteva lucruri. Ce vor regăsi copiii în această cărticică? Nu știu dacă aș putea să spun neapărat că vor regăsi. Deci a fost un joc al gândurilor mele bune. Și totodată am vrut să fie o carte interactivă, nu plictisitoare, unde ei au posibilitatea să păstreze pe viață, se poate spune, nota 10, dacă vor învăța poezie, o bulină roșie, la un moment dat se poate decupa și aplica acolo, conturul pălnii de copil, iarăși o pagină dedicată în special celor mici, cu posibilitatea să își păstreze conturul în aceeași carte și la 18 ani sau când este boboc la liceu sau știu eu, când li se pare lor că e un moment extraordinar în viața lor, s-ar putea să-l păstreze prin acest contur al pălmii. Sigur, linia vieții ne spune multe și m-am gândit că se va regăsi cumva în acest contur. Aș vrea foarte mult să fie plină de dragoste, de dăruire, de atât pentru părinți, cât și pentru cei mici în special și să nu uite niciodată să se respecte, să se asculte și să învețe. De la copii tot timpul învățăm. Asta a fost țelul meu suprem,
În această criticică m-am regăsit și eu oarecum, pentru că mamă fiind, mi-am dat seama că această carte se transformă la un moment dat într-un fel de album, într-un fel de jurnal, în care nu doar gândurile celui mic, chiar și amprenta mânuței sale va rămâne în timp și își va păstra amprenta prin aceste lucruri pe care aceste gânduri probabil pe care cel mic și le va pune aici. Vreau să cred că este de fapt un album, un jurnal, în care la final eu am găsit chiar și câteva gânduri ale dumneavoastră ca și mamă, pentru că am văzut o poezioară adresată fiului meu. Este adevărat? Da, chiar îi dedic, dacă se poate, acest prim volum al meu, având în vedere că în această lună, în 29 iunie, împlinește 21 de ani. Mulțumesc la fel, este minunea mea și nu cred că poate înlocui niciodată sufletul copilului tău, liniștea, dragostea pe care ți-o oferă necondiționat și sprijinul totodată. El a fost primul imbold pentru care ați scris probabil acum 20 de ani. Nu e scrisă de 20 de ani, deci e foarte recentă poezia. Am scris foarte multe poezii, nu le-am publicat, din păcate. Nu cred că am avut curajul, cred că asta mi-a lipsit, totdeauna am fost mai retrasă, mai modestă și acum cred că așa a vrut Dumnezeu să se întâmple. Nu pot să spun că m-a determinat ceva anume, pur și simplu așa, a fost un imbold, a fost acest proiect, s-a conturat de la sine, nu cred că pot să spun altceva, că nu e adevărat, așa s-a întâmplat pur și simplu. Mă bucur foarte mult și sper să fie o colaborare continuă, mai am și alte poezii scrise, să vedem în măsura posibilităților. Asta vreau să vă întreb, va fi din nou o criticică pentru copii sau vom regăsi și alte gânduri pentru noi, cei maturi? Deci am scris și pentru noi, cei maturi. N-am obținut încă o părere pertinentă și din materie și atunci aș vrea să, până nu am această părere, n-aș vrea să ies. Deci vreau totul să fie de calitate și sigur că cei consacrați pot să spună asta. Și pentru că tot vorbim de educație, fiind la emisiunea Un Plus pentru Educație, am observat că această cărticică are și latura ei educativă, include foarte multe poezii și jocuri, alfabetul, numerele. Cum v-au venit în minte toate aceste jucării, să spunem, ale cuvintelor și să construiți o astfel de cărticică? Deci lucrurile vin pur și simplu din suflet, din bucuria mea de a trăi, din bucuria mea alături de copiii mei, Radu și Denisa în special, că de ei este vorba și ei îmi dau mie puterea și îmi hrănesc în fiecare zi bucuria sufletului și din dorința de a sparge puțin tiparele comuniste, de ce să nu recunoaștem, cu care ne-am cam obișnuit. Noi am fost educați în acest stil. Da, și mi-am dorit foarte mult să fie interactiv totul. Cred că asta ne scoate din tipare și ne face să ne simțim bine, să ne împlinim și de ce nu să progresăm normal, nu forțat. Deci nu cuvântul trebuie, doar că vrem, doar că ne trebuie nouă să fim noi înșiși și nu că trebuie să facem ceva. Cred că asta este esențial pentru bunul mers al vieții. Mulțumesc mult, baftă în continuare și l-a scris și l-a publicat. Și eu mulțumesc. Vreau să mă întorc către dumneavoastră. Doamna Cristina, vorbeam despre bibliotecă, despre rolul educativ al bibliotecii în viața noastră a tuturor, nu numai a celor mici, despre care vorbim astăzi. Aș vrea să-mi spuneți, în momentul în care un copil vine pentru prima dată în bibliotecă, îi recomandați aceste cărticele care au o parte de activitate inclusă, sunt ele mai căutate? Vin înspre jocul acesta al copiilor cu cartea, răsfoind-o și probabil colorând sau completând anumite jocuri, vor deschide apetitul spre lectură, să spunem? Noi prezentăm cărților, deci în secția pentru copii se află permanent o expoziție de carte diversă. Pentru toate vârstele, inclusiv de la cei mici, în care se regăsesc jocuri, poezioare, desene care să le coloreze,
până la cei mai mari, care să descopere, eu știu, alte lumi, să fie atrași de ce le place lor acum. Cel mai căutat este Jurnalul unui puști și sperăm ca în curând să se regăsească și în bibliotecă și să vedem ce vor să afle de la Jurnalul acelui puști. Deci așa îi așteptăm pe copii, cu o expoziție de carte permanente. Iar copiii când intră pot să le atingă, să se uite, să vadă, să-și aleagă. Și nu încercăm neapărat să influențăm. Dacă vedem că sunt nehotărâți, într-adevăr îi ajutăm și le prezentăm și alte cărți care nu le avem. Și încercăm să fim acolo alături de ei cu orice sfat, de ei, de bunici, de părinți, de toată lumea. Pentru că, da, bineînțeles, un copil niciodată nu va veni singur la bibliotecă, va fi însoțit de cineva. Dragii mei, eu vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit astăzi la emisiunea Un Plus pentru Educație. Vă invit să aveți o lectură cât mai plăcută, interactivă, dacă se poate. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Și vă așteptăm la bibliotecă. La revedere!